Ești Manuja cea. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Câmpeană. Ei. Am venit în camera lui Mădălina. David. Uitați, David. David se joacă la jocuri cu Dănuț. Să duc și eu în pat. E mai cald la noi. Am stat și eu aici la Mădălina în pat. E mai cald la noi. Da. Mădălina, știi de ce am venit la tine în camera acum? Să filmez? Pentru că... Eu nu am văzut niciun telefon. Nu. Hai să spun eu, uite, îți spun acum, nu ți-am zis, dar îți spun acum de față, uite, care nu știi. Eu stăteam în pat, uitați, prieteni, cum sunt la pantaloni scurți. Așa. Stăteam în pat și citeam mesajele voastre. Vlogul care l-am pus, adineaori, cu Mădălina, că ne-a dat o veste când am venit de la Severin. Și Mădălina, hai să-ți spun, sunt câțiva prieteni de-ai noștri care ne-au scris mesaje urâte, că vezi, Doamne, de ce nu te-am felicitat, că de ce nu știu cum, că de ce nu eram bucuroși, că de ce nu te-am luat în brațe, că de ce nu știu ce. Oameni bune, acum spune tu, Mădălina, ce e supărată sau care e problema? Sau... Nu e niciodată, nu se... adică... În primul rând, mie mi-a fost rușine să-i spun, chiar și lui Lumina mi-a fost rușine. Prieteni, și am spus ei ca să vă spună vouă, că zi, a zis la Lumina, da, să le zică lor că la noi e rușine. Nu puteam să... La noi e rușine la țigani. Deci, astfel, oameni buni, haideți să vă spun... Adică la prietenii ăștia care vorbesc așa și mesaje foarte urâte. Adică la noi e rușine să vină Mădălina să-mi spună mie sau ceva. Deci i-a zis lui Lumina și Lumina ne-a zis când a venit de la Severin o surpriză. A făcut frumos, surpriză frumoasă, nu știu cum. Acum că de ce nu te-am felicitat? I-am zis să fie sănătoasă, nu știu cum, e rușine, ce să-i spun eu, sarcină ușoară sau nu știu ce, de acum. E rușine, să vedem acum că e timp, deci suntem bucuroși, ce să fac, să bea o bere, nu să bea o bere că, sau ceva. Am felicitat, uite, că-i vine un frățior lui David sau o soră, ce vrem să vină? Băiat. Nu! Sare frate. Nu, băia și soare. Sare. Da. Și Doamne... Cum să fie Mădălina supărată sau spune cineva că mai era puțin și stătea os cu lacrimi, nu știu ce. Păi cum? Că nu te-am filmat. N-am filmat-o, n-am pus copii. Alex a filmat. Și mai dădea și zoom, Alex, la toată lumea. Alex a filmat și eu am zis, de-aia am stat la masă frumos, să spunem toți părerile noastre, adică să-i mulțumim sau să o felicităm. Nu e pe mine, bunea, dragi prieteni, dacă băgați în seamă de tot, toate chestiile, niște comentarii că de ce s-a dus mers cu mine la spital și nu s-a dus cu câinele, dragi prieteni. Da, ia ține mă de mine să spun, că uite, mi-am adus aminte. E corect? Da. Nu, da. E urât. Deci, oameni buni, ăștia care vorbesc așa urât, haideți să vă spun, oameni buni, nu mai fiți așa, nu știu, ne trageți negativ, adică ne vorbiți, care tot timpul mă doare capul, mă amețiți. Dar oricum vă blochez pe ăștia. Este unul user, mai este încă o fată care nu știu cu ce nume, că uite, nu le țin. Că m-a nebunit glanda asta, așa. Dar o să vă blochez, vă promit. Și chiar dacă se duce și YouTube-ul, asta e. Nu, dar vreau să vă spun, eu tot timpul v-am spus adevărul. Și mai spune cineva, tot așa, că este minciună și ne folosim de vlog și să curgă mesajele nu știu cum. Păi, adică... Minciună cu ce? Cu mama? Și minciună cu un copil care vine pe lume? Sau adică un nepoțel sau ce va fi, ce dă Dumnezeu, credeți că ne folosim? Cum? De ce? Pentru vlogurile astea? Cu câți bani? Eu v-am zis, pentru câți bani? Care iau acolo câteva sute de euro. Nu asta am zis pentru vlogurile mele. Vlogurile am zis, bine, nu strică bănuția care vin, dar... Eu vreau în primul rând să fac reclamă, să ne știe toată lumea și în al doilea rând să rămână o amintire pentru familia Mex. Deci vlogurile astea sunt ca niște poze care sunt și mai scumpe ca poze. Poza e poză, dar aici ne rămâne vocea, ne rămâne tot
când voi muri eu sau așa, rămân nepoții mei care se uită la vlogurile mele. Deci nu mai luați așa oameni buni ăștia care vorbiți așa urât. Și încă ceva. Îmi spuneți, Max, nu ai cuvânt, nu știu cum, pentru cățelușul care suferă foarte mult. Bun, dacă eu, de 3 zile, mi se rupe sufletul și de cățeluș, și de câmpeană, și de familia mea, care eu, de cum am trecut anul, câmpeana nu se simte bine de când am venit de la București. Stai, David, un pic. Stau cu ea, nu dorm nopțile, că stau cu ea, că respiră greu. Dar nu mai și spune, nu știu, bine, nu mai spun, dar uite, spun așa, uite că mă enervează lumea asta care vorbesc urât, dar oricum le blochez. Și chiar dacă mi se duce și YouTube-ul, asta e, la revedere. Am acolo câteva zeci de filmulețe, rămân acolo istorie pentru familia mea și e ok cu YouTube-ul. Da. Am mai zis... Vreau să spun, pentru că eu sunt foarte sincer. Eu m-am dus cu câmpeana la spital de 2 zile și inclusiv și mâine. David, vorbesc la telefon. Noi n-am știut ce la revelion, prieteni. Deci, câmpeana nu se simte bine, nu mai temperatură. Îmi spuneți, Max, du cățelușul nu știu cum. Cățelușul vă arăt mâine că merge. Deci cățelușul îl îngrijesc, că îi dau de mâncare, stă nu știu cum. Este ok, acum merge cățelușul, da? Contează mai mult nu cățelușul, familia mea, câmpeana suferă și uite, nu, e într-o stare gravă. Eu la fel. Eu când am dat analizele erau toate date peste cap. Deci colesterol, VSH-ul ăsta cu glanda, ficatul. Mai ales și ce ne-a spus medicul, mai ales de mine. Deci și de câmpeana la fel. Deci am luat o plasă de medicamente și toate alea. Eu la fel. Nu, chiar pe bune, așa vă... Adică contează mai mult cățelușul ca viața, adică ca a familiei mele? Cățelușul, eu știu, voi nu știți situația lui și ce am eu în casa mea, în familia mea. Cățelușul meu este ok, acum merge. Așa că nu mai dați voi cu părerea voastră și spuneți, merg și mă pedepsiți, că nu e frumos. Că dacă mă vorbiți așa urât, există, vede Dumnezeu și vă vede pe voi. Ăștia care le vorbiți urât. Mai spun eu... Deci nu mă mai interesează tu, Useri și mai încă 3 persoane, 4, care vorbiți urât, vă vede pe voi Dumnezeu. Și inclusiv dacă mai vorbiți așa, o să vă iau ăsta contul și mă duc la poliție pentru că împătați numele pentru calomnie. Păi ce mă dracului vorbiți mie toate astea și mai ales și pentru Mădălina, adică pentru un nepoțel, pentru un copil care vine pe lume, îmi spuneți mie părerile voastre, că voi poate că ați băut o bere și sunteți drogați, sau poate că nu știu ce. Eu știu, eu de când m-am născut, eu știu ce să fac cu familia mea. Eu cum am dirijat familia mea și sunt așa cum sunt, îi mulțumesc lui Dumnezeu, fiecare își vede de familia lui. Nu mai dați voi cu păreri. Dacă vă uitați la vlogurile mele, uitați-vă. Dacă nu, schimbați canalul, domne. Și faceți ce vreți. Nu vă mai uitați la mine, vă rog frumos, ăștia care vorbiți urât. Și voi, prieteni care ne dați mesaje frumoase, vă rog să mă iertați că m-am enervat puțin pentru că nu mai suport. Pentru că oamenii ăștia îmi dau dureri de cap. Adică îmi bagă ceartă și în familie. Adică și sunt multe probleme. Ori mă las de YouTube, vă blochez și pe voi și inclusiv voi ăștia care e, vă iau userul, vă iau ăsta contul și mă duc la poliție și vă fac reclamație. Să știți că am vrut eu să fac asta de mult. Adică voi împătați mie numele, bă, la calumnie, măi, oameni buni care sunteți așa și vorbiți urât. Tot ce vă vine la gură. Păi ce, mama dracule? Păi spuneți mie, eu vin de 3 zile umblu la spitale și voi, Max, cățelușul, vezi că suferă, există Dumnezeu să mă pedepsească pe mine. Păi cu ce să mă pedepsească? Cățelușul, dacă e ok, eu mai am gândul cățelușului. Oricum, deci are de mâncare, stă la căldură, uite, merge acum, vi-l arăt. Când o să fie și mai bine, trebuie să mă duc să-l tund. Dar nu l-am tuns acum pentru că avea piciorul rupt. Deci piciorul nu are coloană. Dar eu v-am lăsat. Da, voi vă dați cu părerea așa ce visați noaptea și când vedeți vlogul, hop, comentarii la Max. Păi ori sunteți oameni, ori sunteți câini. Ca să vă zic așa, voi ăștia 5 persoane care vorbiți așa. Vă rog să mă iertați, oameni buni, voi care vă uitați cu drag la noi.
Că mi-e rușine de voi, care, adică oamenii care se uită cu drag și abia așteaptă vlogurile noastre și se uită frumos, și ăștia care vorbesc urât, poate că sunteți drogați, poate că sunteți, eu știu, beți, și îmi comentați mie pe vlogurile mele și vorbiți de familia mea. Dar ar trebui să nu-ți mai faci așa nervi, că oricum, le dai lor acum valoare. Păi nu, dar oricum, uite, ți are Mădălina și vă rog frumos, eu nu prea știu să umblu. Vă rog frumos, Mădălina, Dănuț, să-i blocați pe oamenii ăștia și gata, am terminat-o. Păi ce mă mai nu, o femeie, am văzut și eu în comentarii că trebuie să suportați că dacă v-ați expus viața publică. Chiar dacă ne-am postat viața publică și să vă arătăm, nu păi trebuie să ne jigniți. Păi nu, e vorba de sănătatea noastră, dacă noi nu ne simțim bine. Puteți să spuneți orice, dar nu acum. Păi vorbiți de, adică un copilaș care vine pe lume, care se va naște și spuneți, adică părerile voastre. La noi este altceva, tradițiile noastre. Am fost fericit, da, gata, Mădălina ne mai face un nepoțel și gata. Înțelegeți? Dar voi vă dați cu părerea voastră. Bun, de cățeluși, când pe ea nu știam cum să dau capul cu ea, temperatură, frisoane, adică nu respiră bine noaptea, nopți nedormite, și m-am dus de 3 zile, inclusiv mâine mai mă duc o dată, analize și toate alea, tomografe la cap, i-am făcut tomograf, remeneul nu putea să intre, să stea în tub. La cervicală i-am făcut iar. Analize din cap până în picioare, am fost cu ea la neurolog și la cardiolog, la doi doctori. Și inclusiv mai are o programare la alt doctor săptămâna viitoare. Eu la fel. Eu, analizele care mi le-a dat peste cap, am fost la 3 doctori și eu la fel. Mai sunt o grămadă de comentarii acum că... Oameni, bă, băgați-vă mințile în cap, vă rog frumos. O să spună că de la mâncare... Uite, nu v-am blocat până acum, am crezut că, hai, era un vlog... Păi asta. Stai puțin. Deci, nu v-am blocat până acum, voi ăștia care vorbiți urât, am zis că, bine, hai, gata, poate că am greșit într-un vlog, două, și v-am lăsat, nu v-am blocat, că poate că vă reveniți. Dar vă că nu, voi sunteți care mă criticați de fiecare dată sau aveți ceva de câștigat, eu nu înțeleg. Dacă vreți ceva, pot să vă dau eu. Îmi dați un număr de cont și vă dau eu dacă vreți. Ne critică Dumnezeu, nu trebuie să ne criticați voi. Adică mă criticați, știți voi mai bine ca mine ce am în familia mea. Păi eu ăsta sunt, uitați-mă ce am și alea, eu știu ce fac cu familia mea. Adică voi veniți acum peste noapte și spuneți mie detaliile și ce gândiți voi. Păi eu mă bag în familia voastră să vă critic eu, să vă spun eu, bă, vezi că nu te-ai dus cu soția ta la cafea. Sau vezi că n-ai mâncat o prăjitură. Sau vezi că ceva. Adică da, dacă fac un vlog normal, îmi scrieți ceva, bă, ai greșit cu tare alea, dar nu mă criticați fraților. Și spuneți mie, băi, nu contează sănătatea ta, ducă-ți rușul. Cățelușul e ok. Vi-l filmez mâine și vi-l arăt. Acum o să zic că să vezi la vlogul ăsta că ne văităm, că suntem bolnavi, nu dar... Nu mă uit, frate, și mâncarea, că mâncăm numai carne de porc. Nu, nu frate, carne de porc. Asta e. Acum nu că mă uit eu la voi sau ceva. Dacă e, eu nu vorbesc de oamenii care se uită cu drag la noi. Eu vorbesc de aia 5-6 persoane. Vă rog să mă iertați, oameni buni, încă o dată vă mai spun. Nu vă place, nu vă mai uitați. Ce trebuie să mă rog la voi sau ce? Adică la ăștia 5 persoane. Ce trebuie să mă fac? Nu vă mai uitați. Nu vă obligă nimeni. Schimbați canalul. Bine, lor le și place să... De acum. Îmi spune și de Neamișu. Neamișu s-a dus de atunci... Ce să-i fac eu lui Neamișu? Adică s-a dus la cumnatul meu și lucrează acolo. Eu știu ce lucrează. Neamișu doarme acasă, s-a dus, nu știu cum, cine a fost la el, eu treaba aia am avut eu acum. Păi a venit frate, eu trebuia să meargă și la casă. A venit frasul, nu știu, a plecat și a făcut cu mie. Am înțeles că l-a căutat Anca, a sunat-o mama lui Câmpeana și a zis că lucrează acolo, e ok, ce de fac? Dacă eu i-am dat un deget, are ce să facă la mine, are un să doarmă la mine. Are de toate. Ce să-i fac fraților? Dacă îi place pe unul. Adică să-l bag în pat cu mine?
Ce te fac și lunea, Mișu? Să-l bag în pat cu mine dacă eu i-am dat, i-am oferit să doarmă la căldură și de toate. Și dacă el stă și bea de se pișă pe el, așa vreau să vă spun. Păi, la, nu că spun așa, dar mai intră în casă, mai alea și ce să fac? I-am zis, bă, uite baia acolo, te și vă duci. Dacă nu e să se bebească, ce pot să-i fac eu? Să-l iau cu forța? Eu nu cred că voi nu ați avut pe cineva în curte, un muncitor sau ceva, un om cu ziua. Hai să fim oameni, domnule, ce mama dracului. David. Da. Am înțeles azi, Neamișu, uite, îi spun și eu la mulți ani, Neamișu, că astăzi este ziua lui. La mulți ani, Neamișu. Neamișu, la mulți ani. La mulți ani, Neamișu. Adică nu, acum poate că iar vorbiți urât, că l-am criticat. Nu. Și după lui, da. Și după aia i-am zis la mulți ani. Nu. I-am zis vorbele voastre care am văzut mesajele și nu puteam să vă răspund că eram distrus cu Câmpeană. Adică ce să vă, mă, uite, vă spun acum. Deci Neamișu a plecat acasă și v-am zis. I-am dat loc cum să doarmă, i-am dat de toate. S-a dus și omul acasă, eu știu ce. S-a dus și la soacră mea să lucreze și acolo. Nu îi place, uite, mai câștigă și de acolo și de acolo, alea, dar, na, e treaba lui. De nu ți-a venit mama pe la noi și ne-a infirmat tot așa să spună prietenii. Că tot așa spun și de mama, că nu, de ce nu vine la noi. Da, n-a mai filmat-o prietenii, n-a mai avut când... Cu mama pe la spital, e supărat, veneam târziu. Am venit și ea ca o mamă disperată plângând. N-am mai stat să filmăm. Vă dați seama, n-am mai stat. Eu de aia două zile n-am mai filmat, pentru că, uite, am fost, veneam seara, plecam dimineața, la ora 10-11 sau la 10 plecam de acasă și... Ce? Nimic, să du-te la David, că te cheamă. Mm. Plecam dimineața la 9 la 10 de acasă la turnul Severin și mă întorceam la ora 7-8 seara. Stăteam ba la rând acolo, la programări, la tomografe, la analize. În fine, prietenii asta e, vă rog să mă iertați, oameni buni, voi care vă uitați cu mare drag la noi și care așteptați mesaje, adică vlogurile noastre, care îmi scrieți pe Facebook, Max, de ce nu mai filmezi? Pune, aștept vlogul tău. Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, că ne urmăriți cu atenție, cu drag. Dar voi ăștia 5-6 persoane, să nu vă mai uitați la mine, că zilele următoare v-am mai spus odată, o să vă blochez. Să știți asta. Asta am vrut să vă spun, mesajul, pentru că i-am zis lui Mădălina, uite Mădălina care e problema, ne-ai dat o veste bună, suntem bucuroși și acum voi, ăștia 5-6 persoane, mi-ați comentat urât, care mi-ați stricat seara. Uite, stăteam în pat și eu, vorbeam cu Câmpeana. Ia uite Câmpeana ce bine, ne mai vine un nepoțel, are David cu cine să joace, are nu știu ce, ne crește familia. Doar că Mădălina la noi e rușine să ne zică ea. Am înțeles, gata, o felicităm, să fie sănătoasă, ce să zic. Așteptăm cu mare drag, îi facem toate poftele acum, știu cum e. Îi cumpărăm de toate, știu eu cum, ce, adică mă învățați voi pe mine ce trebuie să fac? Ce să-i cumpăr? Păi câți nepoței am eu și care am trecut prin așa ceva? Adică când mă duceam cu Lumina sau cu Mădălina în oraș sau ceva, dacă vedea o prăjitură sau un suc ceva, îi cumpăram toate poftele. Eu știu asta. Trebuie să mă învățați voi pe mine? Dacă eu am trecut prin asta... Ce, nu știu eu ce se cumpăr lui Mădălina sau cum s-o fericit eu sau ce? Doamne, doar că e rușine. Se mai uită țigan, de aia nu am felicitat-o. Ce să fac, să o luăm în brațe sau ceva? Se mai uită și țigan la noi, care e rușine. Eu filmez, am zis asta pentru voi, care puteam să nu spun vorba asta care a venit. Dar am zis, uite Câmpeană, noi stăteam la masă, dar Lumina a văzut cum eram distruși de la spital. Și zice Lumina, hai să îi bucur pe ea, mei și Mădălina. Mădălina i-a zis lui Lumina ca să ne zică ea și de aia ne-a așezat pe toți la masă și ne-a dat vestea asta cea bună și frumoasă. Ce să vă zic? Cam atât, oameni buni.
vă rog să mă iertați voi, prietenii noștri care ne urmăriți cu mare drag. Și voi ăștia 5-6 persoane, că nu vă spun numele, dacă în următorul vlog care îl voi pune acum, ăsta care îl pun mâine, astăzi este joi seara, mâine, deci vine după ora 6, pun vlogul ăsta ca să știți, că este făcut în seara asta, când am stat să citesc mesajele voastre, am văzut, ca să știți, și vlogul ăsta îl pun pentru mâine. Că acum este târziu, e 11-12 noaptea și ca să știți. Asta e răspunsul meu la persoanele alea care au comentat urât. Bine, prieteni, vă mulțumesc, o seară frumoasă, liniștită, vă pup și vă iubesc. Vă pupăm, prieteni, noapte bună. La revedere.